Și uite așa m-am scos un meci, că altfel rupeam, aveam soma bilet. Dar ia zi-mă, cu Anisia cum mai ești? Mă cam puni să gătesc și nu-mi prea-mi place. Păi de ce, mă? E, când ne-am cunoscut, am exagerat eu un pic. M-am lăudat că știu să gătesc și că-mi place și că mi-ar plăcea să-i fac tot timpul de mâncare. Și acum, na, tot timpul mă pune să fac asta. Dacă te lăudai că ești bun la pat, acu era altă treabă. Da, clar, păi eram tâmplar, reparam paturile în tot blocul. Păi și ce, mă? Chiar gătești tot timpul? Bă, cam da, drept acum mă cam simt fătălău, să zic, vorba dănuței. Nu ești, mă, fătălău, dar de ce nu-i zici tu că nu mai vrei să gătești? Păi mi-e frică, mă, tu nu știi cum face când e foame. Da, nu ești fătălău deloc, ce să zic. Păi și de ce nu comandați mâncare? Păi fix asta face Anisia, ea comandă, iar eu execut. Da, dacă tot vrei să scapi de sarcina asta foarte bărbătească, de ce nu vii cu o scuză? Ce scuză? Zice tu că bai și tu niște întâlniri de afaceri și nu mai poți să gătești, că seara îți miroase mâinile la mâncare și nu îi place șefului. Tu nu ești prost degeaba. Hai că mă gândesc la ceva, că asta e de aplicat. Mersi frumos, te-am pupat. Mamă, ce foame mi-este. Serghei, ce-ai făcut de mâncare? Bă, iubita, mă, problemă mare, mă, să știi că săptămâna asta nu mai pot să mai gătesc deloc, mă. De ce? Păi fii atentă, m-a chemat șeful la muncă și nu mă pot duce acolo mirosind la mâncare și a ceapă și a toate alea, că știi cât e el de sensibil. Trebuie să mă duc miros frumos, că na, e cu pretenții om. Păi te speli mai bine pe mână ca să ți spară mirosul. Da, mă, dar nu știi cât e persistent e mirosul de ceapă. Lasă, măi, Serghei, nu-i problemă, găsim noi o soluție, sunt sigur. Auzi, Serghei, dar nu te duci la muncă? Da, nu, acum am plecat, acum am, aoleu. Stai, mă, iubita, că acum am văzut, mi-a trimis mesaj șeful că nu se mai poate seara asta, nu mai mergem nicăieri. Of, ce rău, îmi pare la naiba. Dacă știam, nu mai comandam mâncare să vină. Știi că găteam eu, doar știi cât de mult îmi place. Ta, la naiba, of, ce țeapă am luat. Las data viitoare. Auzi, da, șeful ăsta tău nu suport mirosul de ceapă sau orice miros? Niciun tip de miros nu suport. Pretențios tare. Mă gândeam că dacă e doar ceapă, mai puneai mâna în maionez, mai puneai mâna în niște vineti și așa făceai salată de vineti. Mai dădeai mâna curcole care au pus mâna pe roșii și niște pâini și direct la strângerea de mână aveați masă câmpenească. Ce să zic, nu știu. Serghei, am o veste super bună pentru tine. Da? Ce veste? Măi, știu că de mult te-o supăra faptul că nu mai poți să mai gătești și în ultima vreme. Da, aproape că am plâns la un moment dat, așa de supărat am fost, dar na, știi cum e, șeful e șef, ce zice aia face. Exact, tocmai de asta ți-am luat ceva. Nu-mi zi, mi-ai luat sarcina de a găti o săptămână în plus încă sau cum, nu-mi zi, asta că mă prea deprim. Nu mai, mai bine! Săpun de la Hygienum, care neutralizează mirosurile. Așa că poți să gătești în continuare și să te duci la muncă pentru că nu o să-ți mai miroasă mâinile a nimic. Așa că felicitări! Poți să gătești în continuare pentru că știu cât de fericit te face lucrul acesta. A, super! Acum chiar nu mai am nicio scuză să nu gătesc. Chiar niciuna, chiar nu mă pot gândi la nicio scuză. Super! Da! Vezi că mâine vreau să-mi gătești lasagna!